FDGR a reacționat la scurt timp. Candidatura pe care și-a anunțat-o primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, la funcția de președinte al Forumului Democrat German din România, filiala Maramureș, este un punct de vedere personal și nu s-a pus această problemă în cadrul organizației, se precizează într-un comunicat de presă al conducerii FDGR Regiunea Transilvania de Nord, Satu Mare, remis luni Ager Press. Tema alegerii sale ca președinte sau membru în cadrul conducerii organizației noastre nu s-a pus niciodată. În fapt, domnul Cătălin Cherecheș, în calitatea sa de membru simpatizant al organizației noastre și conform statutului FDGR, nu poate fi ales într-o astfel de funcție, se menționează în comunicatul organizației semnat de Joseph Holzli, președinte, și Walter Ubelhardt, vicepreședinte.